2013, realizat de Banca Mondială. Țara noastră s-a situat pe locul 83 între Cuveit și Croația, în lista țărilor care au cel mai favorabil mediu de afaceri. Dorind să transforme Moldova într-o țară prosperă cu perspective europene, mai mulți tineri moldoveni, alături de seminii lor din Ucraina, s-au antrenat într-un proces de combatere a corupției. Este vorba de studenții unor instituții de învățământ din Chișinău, Lvov și Dnepropetrovsk, care au participat la cea de-a șaptea ediție a Școlii Anticorupție organizată de EUBAM, Misiunea Europeană de Asistență la Frontieră și Centrul Național Anticorupție. Detalii în reportajul ce urmează. Ținând cont de vârsta fiecărui grup țintă, tinerii antrenați în combaterea corupției au formulat mesaje și au identificat forme de comunicare maximal accesibile pentru fiecare membru al societății. Pentru cei mai mici a fost compusă chiar și o poveste prin care li se explica de ce o țară cu oameni buni și muncitori poate fi în același timp foarte săracă, iar picii au completat-o cu imagini pe înțelesul lor. Люди улыбались друг другу, и никто никому не завидовал, потому что богатство было поделено поровну на всех. Până ajunge la această etapă, studenții instituțiilor de învățământ din Moldova și Ucraina, înscriși la școala Tineretul împotriva corupției, organizată de Misiunea Europeană de Asistență la Frontieră și Centrul Național Anticorupție, au avut mai multe lecții de teorie și practică. Viorel Chetraru, directorul interimar al Centrului Național Anticorupție, le-a vorbit despre restructurările care au loc. Așa cum se știe, în prezent parcurgem o perioadă de reformare instituțională. Revizuirea abordărilor în procesul de combatere a corupției este și o prioritate a clasei politice din țara noastră. Un rol sporit vom acorda nu atât sancțiunilor, cât măsurilor de prevenire. Dacă până acum în aceste scopuri erau utilizate doar 5 sau maximum la sută din resursele administrative și logistice, de acum încolo intenționăm să direcționăm în aceste scopuri peste 30% din capacitățile noastre financiare și umane. În timpul cele de-a șapte ediții a Școlii Anticorupție, tinerii au vizitat punctul de trecere a hotarului moldo-ucrainean Tudora, unde au efectuat și un sondaj privind nivelul de corupție printre angajații serviciilor de frontieră. La fel au comunicat și cu reprezentanții misiunii EUBAM, informându-se despre experiența europeană în combaterea corupției la frontieră. Acumulând mai multe cunoștințe în domeniu, participanții Școlii Anticorupție au venit cu unele idei și soluții. Eu singur m-am întâlnit cu acte de corupție, deoarece nu tolerez acest fenomen. Vreau să spun că această școală este încă o dată o prioritate pentru noi de a învăța și de a implementa în viața acestei noi idei și lecții. Pe așa spune colegilor că nu este corecția de corupție. În primul rând, nu putem distruge corupția, putem combate numai. Și aceea se poate face mai prin informare și transparență de fiecare și, în primul rând, trebuie să fim cinstiți față de noi. În primul rând, corupția trebuiește prevenită și trebuiește prevenită prin diferite măsuri, de exemplu, prin reeducarea studenților, elevilor, că ei de la școală să înțeleagă că să mergi cu un cadou la profesor nu este bine și asta este o încălcare de lege. Vom putea schimba lumea spre bine pentru că noi suntem viitorul țărilor noastre. Această școală ne ajută să materializăm ideile noastre, să aducem mesajele noastre în licee și universități, să informăm tineretul despre efectele negative ale corupției. Udo Burgholder, șeful Misiunii Europene de Asistență la Frontieră, s-a arătat mulțumit de activismul studenților și atitudinea lor civică pronunțată. There is no country all over the world with zero corruption.
Este adevărat că în lume nu există nicio țară fără corupție, variază limitele ei. Cu cât este mai înaltă corupția, însă cu atât este mai săracă țara, cetățenii ei. Pentru a combate corupția este nevoie de multă voință politică. Pentru a obține rezultate este nevoie de noi proiecte în sistemul educațional din instituțiile de învățământ, iar mass media trebuie să educe în societate intoleranță față de cei corupți. Școala de toamnă Tinerii împotriva corupției a întrunit 24 de participanți, iar la finele programului aceștia au declarat că vor începe lupta cu corupția chiar de pe băncile universității, în propriile instituții de învățământ.